Raul Crecan și Robert Parge au adus încă 3 medalii în vitrina cu trofee a Clubului Sportiv Școlar. Raul a urcat pe podium în cursele de 1500 de metri și 800 de metri, în timp ce Robert Parge a reușit să se claseze în primii 3 sportivi în cadrul cursei de 400 de metri și a obținut dreptul de participare la campionatele balcanice de pistă, rezervate categoriei de vârstă juniori. Atleții de la Clubul Sportiv Școlar Zalău și-au atins obiectivele ca și număr de medalii la ediția din acest an a campionatelor naționale școlare de atletism și s-au întors din capitală cu 3 medalii. Primul care a spart gheața și a adus prima medalie Clubului Sportiv Școlar Zalău a fost Raul Crecan, care a încheiat cursa de 1500 de metri pe poziția a treia cu timpul de 4 minute, 3 secunde și 80 de sutim de secundă. La un interval scurt de timp a reușit să cucerească cea de-a doua medalie și Robert Parge. După ce a reușit să se califice în finala probei de 400 de metri cu a patra performanță din concurs, Robert a reușit în finala probei să își depășească adversarii și să se claseze pe treapta a doua a podiumului, devenind vicecampion național. Cu o performanță de 48 de secunde și 73 de sutim, sportivul de la CSS Zalău, antrenat de profesorul Nelian Iancheș, a reușit să se califice la campionatul balcanic de juniori, unde va reprezenta România în cursa de 400 de metri și 4x400 de metri. În cea de-a doua zi de concurs, Raul Crecan a reușit dubla și a urcat pe treapta a doua a podiumului național în cursa de 800 de metri. Ceilalți doi sportivi de la CSS Zalău prezenți în concurs, Andrei Oneș și Florin Matei, s-au clasat în afara podiumului. Andrei Oneș s-a clasat pe locul 7 în cursa de 5.000 de metri, respectiv pe locul 17 la 3.000 de metri, iar Florin Matei, accidentat, a încheiat proba de greutate pe locul 13 cu o încercare care a măsurat doar 10,64 de metri.